Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă se simte așa ușor atmosfera de vacanță. Bună dimineața, colegi. Bună dimineața. Aș vrea să recunosc în fața colectivului și să mă căiesc parțial că sunt oficial, am devenit șpăgar. Deci, ai văzut mai degrabă ciubucar. Cum e viața? Nu, în sensul că am dat. Ai dat. Nu știu pentru ce ar trebui să, dar de dat am dat. Am dat șpagă $10. Așa. $10 americanești. Așa. La check-in aeroportul din Cairo. De ce? Și acolo unde îți preiau bagajele, știi, ca să-ți facă boarding-ul. Nu mi-aș fi imaginat în viața vieților mele, am umblat pe toate aeroporturile lumii, că se poate da și pagă la check-in. Am dat și pagă la check-in ca să primesc loc la exit. Am văzut asta odată pe aeroportul din Otopeni, acum foarte mulți nu ani. Nu cred. Era un cetățean care sigur nu venea dintr-o zonă UE, da, care atunci când a predat pașaportul, probabil că trebuia să primească o viză de intrare din aia formală și a scos un pachet de cafea. De aia la pungă, de 250 de grame, ceva de genul ăsta. Și l-a pus sub pașaport, se vedea, îți dai seama că... Și l-a dat cu tot cu pașaport. L-a luat vame și așa, ăla s-a uitat la el, pac! A luat cafeaua? A luat cafeaua, la Otopeni? La Otopeni, da. Acum cât timp, mă? Acum mai bine de 15 ani, cred. Bă, deci eu am fost ulei. Deci eu am mai văzut chestia. Asta s-a întâmplat la finalul vacanței. V-am spus, prieteni, noi am fost până la urmă, ca toți românii, ne-am luat și noi. Ne-am cumpărat vacanțe în Egipt și am fost în Egipt. Nu, Costinești. În aceeași stațiune, în hoteluri diferite, pe acolo. Ne-am mai întâlnit, ne-am mai nu știu ce. Și în Egipt, peste tot, nu există, peste tot, trebuie să dai șpagă. Și dacă nu dai, se țin după tine, întind mâna pentru orice. Și sunt în principiu cam de 5, 6, 7 ori mai mulți cetățeni care îndeplinesc un serviciu decât ar fi normal. Adică ceea ce poate face un nene aici este înlocuit de mult mai mulți, care stau și ei. Unul îți duce bagajul 20 de metri, celălalt îi ridică 3 trepte și după care mai unul care ți-l bagă în casă. Cam asta este principiul. Și fiecare întinde mâna o față. Și nu te-ai simțit și tu bine că ești boss? Nu, m-am simțit realmente super agresat de toată povestea asta. Da, unii dintre ei erau destul de agresivi, dar trebuie să o punem în context, sunt peste 100 de milioane de egipteni, iar salariul mediu, nu știu care e exact, dar ne-au spus diversi ghizi că un profesor sau un medic la stat câștigă $100 pe lună. Deci în contextul ăsta vă dați seama cât de mult contează dolarul ăla și pagă și locul ăla de muncă în care duci o valiză încă 3 trepte. Apropo de asta cu valiza, cred că ăștia sunt, când am coborât din microbuz la aeroport, la întoarcere, erau băieți evident cu cărucioarele de valize. Adică în toată lumea civilizată ții singur căruciorul, te duci mai departe și poate e un nene care le mai strânge de pe unde sunt abandonate ele și le pune la loc. Aici câte cărucioare sunt, atâția manevratori de cărucioare există. Și au apărut, s-au înființat evident imediat lângă noi 3 manevratori de cărucioare și ne-au oferit, contra unei sume modice de minimum 1 euro, 2 euro, 1 dolar ce aveam noi, să traversăm strada. Valizele mai nou, ăștia sunt săracii cei mai disperați, cred, pentru că acum toate valizele au rotile. Și băteau din buze în jurături, cred, în barbă, așa nenorociți, pentru că nu-și mai vedeau viitorul carierei. Pentru că cine mai folosește acum cărucioare de-astea să-și ducă bagajele când... Dacă ești cu familia și doar tatăl duce valizele și sunt mai mult de 2, da, că mâini 2 ai, folosești un cărucior de genul ăla. Iar la check-in, știți cum e, stai frumos, aștepți, te duci să-ți pui valiza pe banda aia, ți-o cântărești, îți dă boarding-ul și ți-ai văzut de treabă. Asta în toată lumea. Între birou efectiv de check-in, adică teșgheaua omului unde stă ăla și locul unde e coada, este un spațiu de 1,5 metri. Să ai o distanță de discreție. Acolo era un alt domn egiptean care îți lua valiza, îți o muta 1,5 metri și îți cerea pentru asta un ce dolar. Ce tare, serios? Da. La mine... Și ăla mi-a explicat că dacă vreau exit, pot să... Dacă doresc, pot să contribui. A, deci ai avut informator cum ar veni? Da, am avut informatorul am zis, de ce nu la 1,90 m? Adică știi cum exitul este viața mea. Tu ai plătit un serviciu acolo, aia nu e șpagă. Ne? Nu, adică nu poți încadra la șpagă așa ușor. Eu am auzit o altă poveste de la un coleg de hotel, dar pe care nu-l cunoșteam, însă vorbea tare la telefon. Așa. Acolo e taxă de intrare în Egipt, e $25. Cel era uluit că iau ce?
Taxa de intrare. Ah, viză. Taxa de viză. Okay. Taxa de viză. Da. Și ăsta era uluit că i-au cerut 28. Înțelegi? Bine, viza ți-o dau niște băieți care aparent nu sunt vameși, nu știu ce sunt, că au ceva, în spate scrie bancă. Așa e. Și au două ghișee de-astea, zici că vând lozuri în plic. Așa. Și scrie bancă în spatele lor și așa, dai așa. $25 și spun o ștampilă. Un apțibild. Și după care altcineva spune o ștampilă pe apțibild. Corect, da. Bravo. Deci e cu apțibildul i-au cerut ăstuia $3 și pagă per viză. Nu, mie nu mi s-a întâmplat. Mărturisesc. Da. Dar cam astea sunt poveștile. E foarte frumos în Egipt una peste alta. Uh-huh. Mai puțin partea asta, când te lovești de servicii, dar care ne amintește cumva de trecutul nostru. Eu aseară am ajuns la aeroport. Băi, stai, nu, așa n-a fost niciodată în România. Chiar în halul ăsta nu. Nu. Dar noi nu am fost niciodată chiar atât de sărași ca aia. Așa e. Eu aseară când am ajuns la aeroport, de exemplu, era un singur băiat cu căruț și ăla trist. Înțelegi că eram singurul zbor. Și noi trebuia să plecăm la 17:40. Vlad și George s-au întors sâmbătă. Eu am plecat primul. Când am luat eu vacanța, nu mai existau plecări sâmbătă, erau numai plecări luni. Și n-am fost nevoit să iau de luni până luni. Practic obligat. Exact. Și era plecarea la 17:40. Am ajuns la aeroport și ne-au spus: rămâneți puțin în autocar să ne dea voie să intrăm în aeroport. N-am mai auzit asta până ieri. Da. Și după vreo 20 de minute a venit ghidul și ne-a zis că s-a stricat avionul. Și pe urmă a venit o doamnă și ne-a explicat că s-a stricat la Iași, de unde venea spre Hurghada. A decolat și s-a întors că era o problemă cu presiunea și probabil o să ne întoarcem la hotel sau mergem la un restaurant. Aia când am auzit-o cu mergem la un restaurant. Acolo când vi se exact. Spune mergem la un restaurant, cineva face o șpagă. Da, nu, lasă asta, dar te duc la un fel de șorle așa, cum era pe vremuri la noi în București. No, șorle era bun. Da, te duc la o plecătoare. E un fel de cantină mare așa, da. Unde e mâncare foarte dubioasă și sucuri contra cost. Exact. Da, apropo de băieții aia din aeroport care duc bagajele, mie mi-a zis un prieten, zice, băi, când ajungi la aeroport, bagă-i în seamă pe băieții aia care vor să-ți ducă bagajele, dă-le ceva, dă-le un dolar, doi, cinci dolari, ce-i tu acolo. Nu, unu. Așa? Că te iau și te duc, te bagă în față la, da. La check-in acolo. Uh-huh. Și nu mai ai treabă cu cozile, nu mai stai, rezolvi toate problemele astea. Așa mi-a zis prietenul ăla. Da. Știi? Și am coborât din autobuz, un băiat de ăsta, cred că era singurul ăla de l-ai văzut și tu, zic, hop, vină în coasă, nu mi-l ia altcineva. Am scos, nu mai aveam de un dolar, aveam $5. Zic, aia, asta este. I-am dat $5, m-a luat, m-a traversat strada, da, exact. M-a pus la coadă la primul control și a dispărut. Te-a simțit că ești tâmpit, că i-ai dat atât de mulți bani și a zis, bă, ăsta e, nu merită deranjul. Înțelegi? Deci eram urlând după el prin aia, alo! Probabil s-a așteptat că îi mai dai 50, că el n-a mai primit în viața lui, băguță. În fine, s-a reparat avionul de la ea și ieri asta m-a speriat când am auzit că s-a reparat avionul. Am avut 3 ore întârziere. Ne-a spus și capitanul când ne-am îmbarcat, zice, ne pare rău că s-a întâmplat să așteptați atâta, dar am puțin, avut o mică defecțiune, s-a reparat, dar a fost, zice, că a suflat în jiglere. Că s-a reparat și repede, oarecum, totuși pentru o defecțiune de aeronavă. Da. Știi? Adică i-au plecat cu vreo oră și ceva întârziere de la Iași. S-au mai și întors. Am locuit cureaua cu un ciorap de damă. Exact. La Dacia. Auzi, mă, da, tu acum cu la întârziere de 3 ore n-ai dreptul la compensații? Nu mai știu cum e. Da, cred că trebuie să fie peste ceva. Ia să documentăm. Trebuie să dai $2. Nu mi-a fost ușor, am ajuns la 2 azi noapte acasă și uite acum aici, viu. Încă viu. Credem, glumim. Da, cam asta a fost cu Egiptul. Vă recomandăm Egiptul, deși sunt multe variante, adică depinde și ce hotel. Documentați-vă bine la ce hotel mergeți, e foarte important. Da, e o experiență de viață după ce te duci în Egipt și vezi ce e acolo, te bucuri că te-ai născut în România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.